consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Gavrilă și domnul Gabă. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pentru că astăzi avem ședință ordinară, pe ordinea de zi avem 6 proiecte, puncturi diverse și o suplimentare. Rectificare de buget de suplimentare de la ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Înainte de a prelua domnul președinte conducerea ședinței, vă consult asupra conținutului proceselor verbale de la mai multe ședințe de consiliu. Respectiv, ședința din 16-a 6-a. Observații. Domnul Matei Laurențiu a lipsit. Spunem la vot, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Domnul Alexandru? Ați citit la numărul de voturi, vă rog frumos. Un pic, domnul Alexandru? Da. Nu l-am putut studia de la mulțumesc, dar... Pe internet l-ați primit? Nu. Nu? Nu. Eu da, la șase era consilier? La șase? La șase era consilier? Da. Da. Știu că sunteți mai mult de. Cele patru procese verbale le-am trimis. Deci avem 11 voturi pentru și 2 abțineri, probabil. Dumneavoastră, domnul Alexandru, cum vă exprimați? Abțineri. Da. Domnul Matei Laurențiu, care a lăsit, și domnul Alexandru Gheorghe. Observații la procesul verbal din 30-a 6-a. Ați fost prezenți toți. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Orcheanu, vă votați? Mă abțin. Și am la 36. Vă rog frumos, dacă nu vă place numele meu, nu e nicio problemă. Încep discuțiile la proiectul 38 din 20-a 20-a și discuții. Vă fac un scump modul de vot în comisie, la acest proiect comisie, eu vă arăt. Dar nu spuneți ce nu face vorbire. Nu vreți, nu vreți. Și aprobarea procedurii de anulare a unor obligații accesorii
aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate de debitori persoane fizice și persoane juridice, bugetului local al Comunei Căiuță. Dacă sunt solicitări pentru lămurit la acest proiect. Sunt? Nu sunt. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Sunt? Nu sunt. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă careva? Nu. Se abține careva? Nu. Proiectul de hotărâre numărul 56 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Căiuță în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Unității de Învățământ din Comuna Căiuță pentru anul școlar 2020-2021. Dacă solicită careva plănului privind acest proiect. Dacă îmi dați voi ministru. Poftiți, ziceți ceva. Poftiți. Ținând cont că asta e pentru... Asta este... Formația asta ne mai întâlnim încă o ședință, poate tot la fel după aia sau nu. Deci mai, Consiliul ăsta mai funcționează în luna septembrie. Doamna directoare a venit cu această adresă pentru că îi trebuie necesar pentru ca să înceapă, e necesar să înceapă școala, anul școlar. Eu i-am venit cu propunerea pentru o lună de zile să le iei aceiași membri, dar să revenim în Consiliul următor dacă sunteți de acord. Asta e discuția ce am făcut. Membrii care au fost. Mulțumesc. Împotrivă careva? Abțineri? Nu. Da. Nu ați spus? Da. Cu gavă? Nu simt. Nu, ce a spus? Deci o abținere și... Da, și găsesc și potrivă. Proiect de hotărâre numărul 57 privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ din Comuna Căiuță pentru anul școlar 2020-2021. Aceeași problemă. Supunem la vot față să rămână cei doi care au fost până acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Sunt potrivit careva? Se abține careva? Nu. Se abține doar. Gaură și sunt. Deci aici avem două abțineri, da? Una singură. Una singură. 12 voturi pentru și abțineri. Da. Au zis, dar de ce trebuie să te abții? Nu te poți vota pe tine. Nu mă poți vota pe mine? Oaielea. Da? De ce nu mă poți vota? Aveți grijă la alegerile locale, domnul. Da, să nu te votezi. Să nu te votezi. Să nu te votezi. Să nu te votezi. Atacăm proiectul de hotărâre numărul 58 privind asocierea Comunei Căiuț cu județul Bacău și DGASP Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Dacă sunt solicitări pentru lămurirea acestui proiect, în legătură cu acest proiect. Suntem în lămuriri, ne-am aprobat de ceva asemănător și ne pot să lămuriri de ceva diferențe de preț, poate, nu? Vă rugăm. În luna iunie s-a aprobat actul normativ în baza căruia s-au aprobat costurile anuale pentru întreținerea persoanelor cu handicap. Ca atare și actul adițional încheiat pentru perioada respectiv pentru anul ăsta și el trebuie reactualizat. Au solicitat cei de la Direcția Generală de Asistență Socială, au solicitat încheierea unui nou act adițional pentru perioada rămasă iunie-decembrie. Urmând ca prin Consiliul Județean să se adopte o hotărâre de aprobare a noilor costuri, după care și noi Consiliul Local o să venim cu alte costuri. Din nou. Lăbuie, da? Da. Mai sunt alte de lucre? Nu. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă careva? Nu. Abține? Nu. Proiect de hotărâre numărul 56
39, privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, recitare de la populație, la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, contract numărul 180, așa, din 6-5-2015 și actului adițional numărul 4 la contractul, la acest contract din data de 6-5-2015. Soluții pe care v-am numit la acest contract, aș avea eu ceva aici, domnule primar, la o pagină care nu mai contează care este, se face vorbire că tarifele pentru pe care e delegatul, înseamnă că e un delegat care ne reprezintă, se le aplice de la data intrării în vigoare a prezentului act adițional, sunt cele menționate la anexa numărul 91 și 92 la contract pe categorii de servicii în mediul rural și în mediul urban și așa mai departe. Problema se pune că actele, contractele cu această societate au fost făcute de foarte mult timp. La el, la contractul inițial, s-a revenit cu anexe și cu acte adiționale normale. Și acum, ca să vă spun sincer, eu personal mă întreb ce prevede anexa 9.1 și 9.2 la contractul inițial. Pe de o parte. Și după aia mai pun întrebări. Pentru că și cu gunoiul, dacă ne amintim, cu gunoiul menajer, primul contract și după aia, imediat după 2016, s-a venit cu evoluția prețurilor până în anul 2032, cu specificația că nu vor fi modificate. Oare știm cu toții că pe parcursul anilor din 2016 s-au tot venit iar cu solicitări de mărire a prețurilor pentru gunoiul respectiv. Deci dacă puteți să spuneți anexele astea ce are. Nu, vă pot spune doar că e o mișcare de preț la gunoiul. Domnul primar. Dați seama. Dacă m-ați întrebat, v-am răspuns. De nu puteți să răspundeți. Nu. Cu anexa 9.1.2, bine, în condiția în care, dacă punem o întrebare despre un proiect și dacă nu avem lămurile necesare, eu personal voi fi împotriva acestui. Dar vorbim despre... Eu am vorbit la proiect. Dumneavoastră ați vorbit în afara proiectului, dacă mă întrebați anexa 1.2. Dar în proiectul se reacțiune... Anexa 9.1.9.2. A semnat ca să facem dialog. Dar dumneavoastră îmi impuneți mie, eu parcă știu că eu conduc această ședință, domnule primar. Vă rog frumos, dacă dumneavoastră ați terminat, ca să pot să vă pun întrebările și dacă sunteți dispus să-mi dați răspunsul, îmi dați, dacă nu, vă rog frumos să vă abțineți. Doamna secretar, spune că găsiți anexul. Poftiți? Găsiți anexul. Nu, eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Eu nu m-am întrebat. E bine, deci nu știu. Vă mulțumesc. Știu, dar m-am întrebat. Dacă se înscrie la acest cuvânt, da, te înscrie la cuvânt. Nu sunt. Supunem la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mă abțin și vreau să motivez faptul și mă abțin. În 2015 eram plecat din țară, nu știu ce s-a întâmplat. Deci câte voturi sunt pentru? Perenț, trei abține, două voturi, cine să mai abțin? Nu, două potrivă și o abține. Păi, nu, două, și trei abține. Și domnul Roșcan s-a abținut, domnul Roșcan, domnul Matrei, domnul Mărcuț și abține. Deci sunt trei. Abțineri, da? Trei abțineri, două voturi împotrivă, domnul Chiaru Nicula și domnul Alexandru Gheorghe, da? Și câte sunt pentru? 33. Doamna secretară. 8 voturi pentru. Mulțumesc. Atacăm proiectul
echiparare stări de insolvabilitate a unor debitori, dacă sunt lămuriri, dacă solicită cineva lămuriri. Nu? Ba, dar eu aș dori să vreau ceva. Vă rog, domnul. La Hoșfei Daniel, că eu mă cunosc pe băiatul ăsta din Pralea. Eu că stă într-o casă acolo, știu că nu are un serviciu contract din mult, dar știu că are o căruță, are un cap. Păi se curățe șapă, se fac ceva de bani așa. Tot ia nervi, cumpără, de bine, de la altă parte. Ești unde vrea. Ești unde vrea, nu se găsește. Asta, domnul. Asta, domnul. Asta nu înseamnă că i-am luat datorii. I-am luat debitul care l-a. Se duce într-un cont separat. Da. Doamna secretară. Okay. Domnul Oprea, hotărârea asta, hotărârea dacă se va adopta, va face parte dintr-o documentație care se numitează judecătorii Onești, în vederea pronunțării unei hotărâri pentru transformarea debitului 3.000 de lei în muncă în folosul comunității, o oră de muncă. Abia atunci. Însă hotărârea asta, cu obiectul de judecată, nu se va putea pronunța. Am înțeles. Am deschis subiectul, deoarece unii ne mai râd în nas pe chestiile astea, au de plătit și toate din lume. Hai să spui. Parte de comitetul de hotărâre și a referat în făcut de doamna inspector Roșu, sunt dosare de urmărire, de parcurs la 5 ani. Ca să ajungi la o hotărâre noastră de un astfel de proiect de hotărâre, trebuie să ai toate elementele în spate. Care se înaintează în codie și de către unii. Împreună cu hotărârea dumneavoastră. Domnul Unic? Aici vreau să comentez, domnul. Când eram consilier cu domnul Durlan, tot așa se proceda. Și de atunci a trecut 7 ani, 8 ani. Când vei vin la judecată? La plenie? Păi au fost, vin sentințele judecătorești, a fost... Nu, dar după câți ani? După câți ani ce? Vin, dacă vin hotărârile? Da. În câteva luni devine bine acolo cu starea normală, e tot mai greu, dar au dat fost cererilor noastre, întotdeauna. Atunci, mulțumesc. Domnul Alexandru Vigeliu. În legătură cu acest proiect, scrie inițiat pentru transport legat de material lemnos. Din câte știu eu, asta este infracțiune. Nu contravenție. Da, contravenție. Și mai am un aspect care spune dintre arbitrajul care posedă la punctul 12 spatular Valentina că figurează și nu posedă acte de proprietate, dar figurează cu domiciliul. Pe raza s-a făcut domiciliul, dacă ea nu are nicio proprietate. Spațiu prima. Spațiu prima. Spațiu prima. Spațiu prima. Cu o simplă cere. Cu declarația la urmă. Să ne încălcăm cu niște chestii așa, pe comună. Pot să răspund? De... Da. Deci procesele verbale care se înregistrează în comunitatea noastră sunt luate ca atare. Noi nu le putem contesta. Noi nu le putem contesta că nu sunt completate corespunzător. Da, dar nu sunt completate cu privire la ce? La nume, pe nume, sumă. Alea le returnăm înapoi, unității emitente. Dar în rest, noi de luăm pentru că transport materialele noastre este infracțiune. Nu, 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 acel domn care a încheiat un proces de luat de contravenție. Pentru ce a dat? A dat pentru, scrie clar, pentru transport ilegal de lemne. De ce nu are niciun alt, înseamnă că e furt. Păi da, da. Domnul Alexandru, amenda care poate fi acea, pentru furt de materie, poate fi amenda penală, deci nu neapărat cumpitor. Fie amenda. Nu este amenda penală, dar amenda penală nu stabilește politicul. Păi nu, judecător, dar noi nu avem istorie. Dar tot la datorul când ajunge acum, nu trebuie niște acte. Procesul verbal ce scrie acolo? Partea e anterior apariției legii în care se transformă. Acum nu sunt exact la informatorul tine, eu vorbesc de, nu neapărat de voi, vorbesc de fapt, nu. De exemplu, dacă unul fură cu o mașină, ei să confiscă mașina și îi face un dosar pe noastră și infracțiune. Dacă pe mine, vorbesc și aici. Dar trebuie că a fost prin transport ilegal de lemn. Deci transportul este ilegal, nu lemn este ilegal. Transportul este ilegal, așa se neapărat. Transportul
ilegal cu el. El are, el a autorizat transporturile. Nu are cred că proiectul este furat. Chiar este treaba lui care a făcut. Chiar e treaba lui. Păi treaba nu e aici, polițistul. Dacă ne întâlnim un fel, de exemplu, o chestie din asta, poate fi anulată și în instanță. Nu am reușit, ce treaba lui? Nu știți. Să ai mai așa o întrebă. Nu știți. Și chestia aia cu... Mai sunt alte întrebări? Mai sunt alte întrebări cu unul. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Și ultimul proiect, în ordinea de zi, proiectul numărul 61, privind aprobarea rectificării bugetului vedenului și copiii la Comunii Căriți pentru anul 2020. Solicit pe care va numi care trebuie cu acest proiect. Da, eu. Vă rog. La un moment dat scrie proiectul și îți dați aici niște sume, carburanți, pentru, bănuiesc, pentru o mașină care figurează la acest serviciu. Ce fel de mașină este? 6.000 de lei, 600 de lei. Ar fi 6.000 de lei, bani de lei. După care vine piese de schimb de 1.300, alte obiecte de 2.300 și piese de schimb din nou de 700 de lei. Păi nu, dar aici scrie proiect pentru protecție civilă și protecție împotriva incendiilor. Da. Avem o mașină specială pentru așa ceva? Avem mașină la ISU. Păi bun, dar ISU, noi să ținem mașina ISU-ului? Nu. ISU este bănuiesc la mașină din serul interne. Serviciu, serviciu voluntar de ajutați cu urgență. Domnul primar, deci serviciul ăsta bănuiesc trebuie să fie în cadrul primăriei, nu? Da. Și avem un utilaj de așa, duhim, în permanență la noi, în comună? Din parcare. Dar cred că era, domnul Alexandru, cred că erați consilier când am primit acele trei mașini. Păi ați primit trei mașini, trei mașini. Dar și le-am repartizat pe compartiment. Unul la serviciu voluntar în situații de urgență, una pe Consiliul Local și una la Poliția Locală. Da. Cine folosește acea mașină de la intervenții incendii? Gabor Paul, la momentul ăsta, oare primit. Dumnezeu este pe serviciul ăsta șef sau și? Cu delegație. Cu delegație. Că nu avem un serviciu. De ce? Că nu avem angajat. Și nu se poate angaja un... Nu se poate în situații de alert. Am scos postul la concurs, dar nu ne-a dat, ne-a blocat. Ne-a blocat concursul. Păi mă gândesc că acest serviciu a trebuit odată chiar în urmare. Până vin cei de la pompieri, și mă leg iar de cazul ăla de la Praia cu incendiu. Bănuiesc că și noi, dacă am avea serviciu bine pus la punct, am putea... Bănuiesc sau sper să se poate interveni mai repede până ajung cei de la Onești cu tot pantamul și cu cisterne și cele trebuie. Păi și piese de schimb și de mai aia, unde se plimbă mașina asta? Ce intervenție are? Poate verifică, dar am avut incendii. Întrebați-l cu domnul Vici, că e lumea. Incendiile bune au fost incendii. Incendii la repetați, incendii, dar sunt continuu. Și suntem solicitați. Eu nu văd o justificare chestia asta, dar dumneavoastră... Dar să știți că avem incendii la nivelul omului care le-am stins cu voluntare? În decursul anilor, chiar cu procesul de bani, incendii stins cu voluntare. Păi, decursul anilor nu aveți utilajul respectiv. Deci ați folosit și ați altceva. Au folosit mașina poliției locale, mașina primării, orice mașină, nu costează. În momentul ăla nu mai costează. Vreau să considerați că acest serviciu a trebuit pus la punct? Păi încet, încet, până acum, de-aia și l-am scutat cu așa mașină. Atâta timp cât nu am dat nimic pe ea, a fost transferată cu un mod gratuit, am zis, băi, n-are rost să o refuz, o dau, să se duce voluntar, pentru că ați încet. Cum? Nu era vorba de refuzat acest autoturism, era vorba de dotarea acestui serviciu. Și aici îmi scrieți niște cifre pe care le, cred că nu le puteți justifica. Ea e primită de o lună de zile, deja s-au băgat bani pentru un trecut. Fiți sigur, dumneavoastră, că nu le poți justifica. Nu știu, dar să vă stărească, ca să nu le văd. Deci, ca să fie și mai clar, treaba.
Această mașină a venit cu cauciucuri de iarnă, de iarnă, de iarnă, nu mici. Și au făcut, s-au mers un pic cu ea și s-au zdrenit, s-au făcut. Și am dotat-o cu patru cauciucuri noi nouții, care sunt în seriate, sunt puse cu mașină, celelalte de iarnă sunt puse în magazin. Alte explicații, dacă mai vreți. Mai sunt în toate să la cuvânt? Nu. Supunem... Dar ce zic? Da, supunem la vot acest proiect. Cine este pe amul? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cine se abține? Cine se abține? Domnule, am epuizat punctele de la prima parte a ședinței de astăzi. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv diverse. Solicităm înscrieri la cuvânt. Alexandru Gheorghe. 1. Andrei Mărcuț Ionel. Acțiune. Sărbune Clai. Altcineva? Nu. Invităm la cuvânt cu domnul Alexandru Gheorghe. Da, am câteva puncte arătate. În primul rând, vreau să mă leg de transportul în comun Pralea Onești. Noi am înțeles că acești oameni care fac naveta spre Onești sunt nemulțumiți de acest transport, pentru că acum, fiind căruțe astea mari, nu sunt dotate cu aer condiționat. Dar mai mult, am înțeles că domnii șoferi, nu știu, ori patronul, ori de la ei, în bună hotărâre, ocolesc traseul, adică îi mai plimbă și pe la Bogdana sau pe la Putinaș, după care vin și ajung undeva în zona noastră până în Prag. Și zice, doamne, simțim că ne sufocăm, stăm ca animalele mașinare. Eu n-am scos, eu deci vin cu o chestie care oamenii au reclamat-o, adică sunt nemulțumiți de transportul în comun. Acum, dumneavoastră, ați luat act de acest aspect, puteți să analizați, să vedeți dacă se confirmă ce vă spun eu acum. Deci, asta este o constatare a mea prin discuțiile cu cetățenii care fac naveta pe acest tronson. Nu știu, au spus oameni. Vreau să vă mai arăt un aspect, că în zona Grânceni avem un tronson de 10 stâlpi din lemn. Tronson care alimentează 2, 4, 6, 8, 12 locuințe. Sunt pe care de a fi rupți. Sunt aplicați o parte din ei. O parte din ei sunt putrezi, găunoși, prănuiesc că ciocănitorile sau grauri, ce-o mai fi ciocănitorile a făcut niște găuri, riscul de a rămâne tot tronsonul ăla, tot cătunul ăla, fără energie electrică. Oamenii sunt nemulțumiți, doamne, ce fac, dacă mai vine o furtună, am înțeles că acum 2-3 luni am avut așa, în care s-a plecat un stâlp din tronsonul respectiv, și a zis, dacă pleacă ăla, toată linia pleacă într-un capăt, se rupe tot. Nu știu dacă știți acest aspect. Dacă știți, trebuie să punem și în aplicare și oamenii să... Dacă sunt înțeați și eu, unul și săptămâna asta am fost la ei. Eu acum, dacă eu mi-am pus și am venit, trebuie să mă ducem doar și un răspuns. Și să le spun. Am ridicat problema mai ședință și rămâne așa că bătută în cuie. Să le transmiteți că este anunțat EOL. Furnizor de energie electrică. Păi și care trebuie să vină să schimbi stâlp. Trebuie să vină, nu? Când? În 2030. Dacă ar fi acest serviciu la primăria Căliuț, să aduce primăria Căliuț să schimbi stâlp pe acolo, dar atâta timp. Dar nu este găsit, primăria Căliuț are o atribuțiune de a... Păi i-am... Până afară de a sesiza și de a face atunci, să ai... L-am chemat la fața locului. Intervenie altceva ce putem face.
Eu iau și eu o procedură, trebuie să fac un proiect, o treabă. Nu-s firmii care lucrează și mai există. Asta de vorbă cu șeful de la... Da. Asta de vorbă cu domnul Budeanu, puteți să întrebați. Budeanu? Are adres. De la mine. Și ce... Dacă tot aș deschis subiect. Adresa avem și pentru satul Praia și deja este proiect trimis de ei la Bacău. Deci ei, nici ei nu poate să facă de capul lor. Ei fac pentru oamenii lor un proiect de la avizare. Sunt proceduri, da. Dar trebuie dat soluție și cetățenilor ca să înțeleagă aspectul ăsta. Că ei o zic că, doamne, de atâți ani, vă dați seama, din 1900 toamnă. Noi deschiși putem pune la dispoziție adresa cu... Nu-i încălzesc. Știu că nici nimeni nu mă încălzesc. La prima, nu-i încălzesc. Dacă dumneavoastră bănesc la sta în locul respectiv, vă plecați la măsuri. Aș spune lucrurile în mișcare. Aș spune că nu v-ar conține să se atrebe. Într-o anterioară ședință am indicat problema energiei electrice de alimentare a locuințelor, tot pe zona, în cel lotul Hertiu, în care tensiunea nu se ridică la standardul care ar trebui să fie, adică 2,20, 2,30. E de 1,90, 1,95, au fost sesizări făcute, au venit, au făcut ei niște pițimușuri de lor și au adus tensiunea, dar în decurs de 2, 4, 5 ore, a ajuns din nou la... Deci oamenii nu poate să folosească un frigider, o mașină de spălat, un hidrofor, că acum toți și-au dotat locuințele cu aparaturile de casă. Deci când duci în teren acolo și întrebi... Poți să vă dau un răspuns? Nu mi-l dați mie, îmi place în lor. Da, îmi place, dar nu. Lasă-mă. Poți să vă dau un răspuns? Am reușit. Ca în mandatul ăsta de 4 ani să montez pe raza comunii un transformator. Să extind o rețea. O să încerc, sau dacă nu eu, următorul primar care vine, să încerce să mai... Asta este soluția. Să mai monteze câteva transformatoare cu care să suplimenteze energia populația sumă. Nu vreau să... Conducit, casele sunt mai multe. Dar nu vreau să... Dar asta e soluția. Degeaba te duci la EON. Că dacă e același transformator, n-are de unde să împartă. Nu poate să poate să scoate tensiunii mai mult. Domnul Sfânt, am înțeles soluția dumneavoastră. Dar aspectul ăsta, nu știu dacă îmi gândesc pe cetățean. Eu când am discutat și cu cei de la EU, că au venit să repare defectul respectiv, domnule, trebuie o linie trifază. Adică împărțită două faze și un nor și locuințele respective pentru o zonă împărțite pe 10 pe o fază, 10 pe o fază. Domnul Alexandru. E foarte simplu. Dacă nu se scoate mai multă tensiune dintr-un transformator, n-ai da, când să dai urmă. Dar vreau să cred că sunt singurul consilier care ridică și va duce la cunoștință acum acest aspect din zona aia. Nu este problema că a reușit pe Praga să ridică, ci pentru că consilierul vocal a ridicat problema acelui transformator și m-a făcut la cap. Eu în două luni de zile am fost să-ți atât riscă care se radiază cu oamenii acolo. Normal că nu puteți acum să spuneți până la mine pe față. Dar dacă eu nu ridicam problema asta... Nu este decât dumneavoastră că îi faceți nimic, eu nu le spun. Nu. Problema asta avea să continui nici ori nu are și de acum, în polo, încă vreo 10 ani. Dacă nu vă puneam, nu vă ridicam problema asta. Un alt aspect, nu ne înțeleg ce se întâmplă în zona Florești. Că m-a pus naiba să circul pe partea Cornul, Jevrei, Zâncei, în zona Florești am întâlnit în drum o sumedenie de căruțe cu caile care efectiv n-a putut să trec de ele. Am înțeles că acolo se ținea un concurs de ăsta de... De cai, de bătâi, ce n-ai mai, e chinu, e pune la probe. Este legală chestia asta, acolo. Nu vă întreb, este legal? Nu, eu n-am mai trebuit să stau... Eu n-am autorizat. Eu nu am autorizat atât de lucru. Cum e? Nu, nu. Eu am stat aproape... Am stat 30 de minute ca să pot să aștept să vin aia și în altă. E dorat ca aia și a trebuit să mă întorc înapoi. Să fac care doar ca să pot să vin. Nu știu ce am avut eu în cap, atunci de ajunge. Asta fiind într-o sâmbătă. Am fost informat și pe 29 august s-au strâns niște căruțe. Exact. Eu le-am văzut acolo, probabil și ceilalți. I-am informat poliția, am sunat la comandant la UNESCO, am sunat la jandarmi, i-am informat, de mine nu sunt autorizați, s-au strâns acolo, să vină să ia măsuri. Altceva ce am putut face? Și acolo să facem la fel. Dar nu se poate. Dar trebuie să știm când. E aici, știm, să vă ia.
În fiecare sâmbătă și duminică am înțeles că acolo se strâng meseriași, geamași ăștia, de pe aici, nu mai va să se numesc acolo. Da. Deci obstrucționează circulația, deci nu poți să circulele pe acolo, ca să treci dintr-o parte în alta, între Felix și Ștefan cel Mare. Da, dar nu-i spune tunel. Te duci înapoi, te duci, nu poți să-i lași căruțele tunelase și nu poți să trăi de ei. Că n-ai niciun alt drum adiacent ca să te poți, să-i poți ocoli, să treci mai departe. Da. O să-ți mai trimit din poliția lui Tavă. Acestea au fost probleme. Și un aspect vreau să-i reamintesc lui domnul Vicen. Am văzut că s-a străduit să facă drumul ăla hârtiu cu pietre, cu bolovani, cum s-a ia băia mai mare aruncat cu mâna într-o parte în alta, după mijlocul drumului. Dacă ați fost acum două zile, nu știu cum ne-ați făcut fărgașul ăla de bolovani acolo. Deci l-am întins, noi s-a străduit, mă duc până înapoi și vin înapoi, m-a spus să facă curba aia acolo, că vizibilitatea ați văzut că este foarte proastă și să pot să urmi două mașini. Din sens divertirii, dar în două, să fie accident. Și acolo s-a spus chiar aia care vede, s-a avut cu doamne, cu nisip, cu ceva, care se poate să vădă doamne, să se vădă combat, și după nu să fac un băgaj, și nu se circulă la mașină. Și restul m-a luat, iată, nu ai avut, nu ai avut somn, sau cine ai vă spune. Păi, cu sigur ceva, fuge, alea e cu domnul ăla. Și asta s-a spus că nu știu, asta tot este sigur. Și pe chestia aia cu loturile, cu cătunul ăla acolo, a trimis tractorul cu, sau ce mașină a trimis cu piatra aia, a spus că mergem până acolo împreună, să vedem cum sunt găurile rămase și totul rămase în micro și au venit mașinile, l-au împlăzătorit și a rămas așa, cu omului de copașă, oamenii nemulțumiți, am urmat acolo câteva zile, sau cu o săptămână când mai am acolo. Așa s-au spus, doar ce-au rămas tot așa cu tot. V-am dus acolo să le spun și așa ce, să fie bine să fie să fie să fie să fie să fie să fie să fie. Da. Hai, dar am adus. Vă rog, domnul Mărcuț, aici are dreptate, domnul Alexandru, de la barieră, pe pot, s-a bătut joc din cetățeni, din comune, din cum vreți dumneavoastră înțelegeți. S-a pus pietre cât o utilață. Să spar parbrize, să-ți multe chestii, îi bătai din joc domnul privat. Nu știu dacă ați fost, dar vă rog frumos să mergeți să vedeți. În ideea în care le-am mars adus, s-au dat departe și au rămas tot mare rămas. Unii a fost asfalt, ieși, sunt și pietre. Unii dau, tot dau ei. Nu știu, cine o coordona lucrarea, foarte, foarte supărat pe chestia aia, una. V-am rugat cu Moluzul la Căminul Hirtiu. Sper că am o bună. Nu știu ce părere aveți. N-avem voie. De acord. Eu vă aduc la cunoștință. Dar și ce ala? N-avem voie. Și mai am o problemă în care, acolo, la centru, la noi, cu tomberanile. Nu știu dacă treceți pe acolo, mă treceți de luni până luni, așa arată cerșoara și plus un miros care îi dă rău din picioare. Dați la părinte. Foarte frumos. Îi văd și un berer și văd și acolo sunt cei mai gospodari oameni din comună care ar trebui să-și facă curățenie din fața porții. Și pe lângă tomberoare și la părinte. Referire la Dolan. Dolan nu te chirii, domnul primar. Dar nicio treabă, Dolan. Degeaba ca o mie. Domnul Mătuț. Stomberoane de astea sunt și la păcăriți. Da? Și cineva păstrează curățenia. Nu este același loc. Sacii care se pun să pun deasupra sus, frumos, și ar mângai în vizită. La două, trei zile se duce și face curat. Eu nu întrebat cine-i pune. Fără frumos să facă curățenia. Dacă e frumos să facă ceva. Dacă vă mângriți cu ce... E gurăi, e reciclare. Nu, asta duce în rând. Dar de ce nu duceți spontanele astea acolo din parcarea pentru școală? Și cine? Avem au fost acolo. Au fost acolo. Cine mai duce gunoiul? Și stați cu mărmanele de gunoi în fața porții, în fața magazinului. Mai frumos? Dar să le amende. Păi, trebuie să vedeți toată dumneavoastră. Da. Dacă eu depozitez gunoiul, eu... Păi în fața magazinului, dumneavoastră trebuie.
Deci, nu motiva primul, e în față la cel dar chiar la mijloc întrebări. Domnul Marcuț, exact stâmpul dintre tine și central. A, e H. Da, exact. Dar nu-mi spuneți nici pe proprietatea mea mizeria asta. Păi, oare, dacă avem câțiva oameni care să facem treabă, facem numai... numai în față, în centru, în fața magazinului. Eu v-am întrebat dacă sunteți mulțumiți cum arată centrul. Asta, da, da, asta e educația pe care o aveți și care o dați la oamenii care... De ce să o am eu? De ce mă regăsesc? Sunteți consilier. Eu nu pun gunoi acolo. Dar sunteți consilier. Și care e problema dacă se plătești acurat? Nu eu, dar dacă se plătești să fac eu. Nu ați la matare. Nu. Vicine primar și cu poliția locală să urmărească ce se desfășoară în comună, dacă sunteți primar. Dacă nu sunteți primar, asta e. Am constatat, apropo de ce spunea domnul Mărcuț, că pe asfalt s-au turnat bolovanele care sau pietrișurile care... Spune, sunt copiii aia de rom, ce se fac acum? Iau câte o piatră de aia și mă găsesc mașina, nu văd pe aia. Corect. La mulți, arunc-o. Corect. Arunc-o cu piatră după mașină. Păi, dacă îi spate mașină, cine răspunde? Că tu ăla o să bucură pe stare. Primarul! Păi nu pot, eu n-am spus, pentru că asta nu înseamnă că mi s-a dus la acuzația și nu asta. Deci e o situație de fapt. Dar vă în deridere, că nu-i spate de fapt. Nu-i fac omul. Primarul nu spune, dar ce? Primarul. Păi era cineva altceva. Primarul ca să supraveghe. E un trăbuie. Cine a făcut? Mărbuți, soluția ar fi o cameră de luat vedere. Așezat acolo și să vedeți că în momentul când știe de supraveghează să vede că așa de până acolo sau pune... Este cameră de luat vedere. Cine urmărește? Nu e o pădure care vezi direct, dar nu sunt la centrală. Este centrală, care sunt case. Nu, nu, prima. Mai de măsuri. Adică soluții să găsesc, nu? Păi n-am fost la părință, nu știți de oameni. Veniți dumneavoastră. Mulțumesc, gata. Mulțumesc. Ai interesul domnul Scârbun? Da, mulțumesc. Domnul primar, este o problemă cu apa la Mărcești. Că tu nu acela, nu vezi că știți și dumneavoastră, dar... ca să fie așa la unison în Consiliul General, să ne transmitem un mesaj oamenilor de acolo, ca să nu ajungă în disperare. Ce facem cu cătuna aia? O mutăm de acolo, că numai Ceaușescu avea idei de astea care ne sfințau satele. Mă pot da un răspuns acum, te rog. Am săpat un puț în satul Mărcești, avem apă la școală. Copiii beneficiază de apă și de toalete normale, începând din apă, în 15 septembrie. O să încercăm să facem un puț și în sat. Dar nu știu care e, cât e de eficient. Că avem puț la prale, la secat. Intervenim acum din nou să-l adâncim, să vedem ce se întâmplă. Nu mai spun. Toate satele și toată comuna, e problemă cu apă, problemă majoră. Și trebuie intervenit. La Mărcești asta am făcut, am să fac un puț la școală, avem apă la 16-17 metri, nu mai știu, avem hidrofor, cu asta am putut să ajutăm copii. Mai am o problemă personală. V-aș ruga să îmi dăduiți să îmi exprim nemulțumirea totală, la fel cum am fost nevoit să plec în domnule, pentru că în mandatul de control, pe 27 septembrie, voi candidat pe listele alte. De acolo de ne-au plecat alți doi consilieri, cu rezultate notabile pe urmă. Acești doi doamne, doi domni, așa, de respectabil. Mă văd nevoit să vă opresc, nu facem acum. Tot Consiliul este o activitate politică, sunt de acord. Vă rog frumos, convocați-vă ședința de partid din care faceți parte și nu veniți aici cu plângeri asupra unor alte persoane. Vă rog frumos, dacă aveți ceva în legătură cu activitatea Consiliului al Primăriei, faceți acest lucru. Bă, și nu activitatea Consiliului al Primăriei, adunarea personală, care v-ați bombat cu niște laude fantastice, ați venit pe ușa din laterală în Consiliu cu aere de vedetă și de șef al opoziției, un gigă contract, care în finalul
faptul că v-ați permis de față cu un caz din primărie să faceți o persoană vouă. Citez, din dumneata. Nu ai dumneata dreptul, domnule, ca să jignești altele. Vă rog frumos, nu că nu te jucă. Nu v-ați jucă așa. Zice, este o diferență. Nu e... V-a făcut mama dumneavoastră. Mama dumneavoastră v-a spus că v-a făcut așa cum ați pronunțat dumneavoastră. Nu, nu, nu. Suntem, dați grijă de ceva. Nu știi ceva. Ești un din domnule. Un mărit de specialist. Care vine și acum, haine de poze, oare... Îți demonstrez de cine ai spus, dumneata, domnule. Îți demonstrez în cel mai scurt timp. Ce să faci? Dacă să demonstrez. Teorema lui tale? De punctul meu de vedere, că se ridică din... Nu aveți dumneavoastră dreptul să ridicați în ședință. De ce n-am dreptul, domnule? Ce sunt... Mai sunteți scrie la dumneata? Mai sunteți scrie la rușine așa un pic? Să-ți fii dumneata rușine de modul cum vorbești despre colegii dumneata, domnule. Dumneata să-ți fie rușine! Mai... Cu expresii de bou ăla cu... citesc! Așa? Tu fii rușine dumneata și dumneata ridici probleme dumneata. Domnule, ești președinte de ședință sau ești vorbitor? Ești președinte de ședință? Ascultă și după aceea...